Salut! Revin cu un nou clip cu motorul de mașină de spălat. Am reușit să identific. În primul rând mulțumesc celor care mă susțin și primesc numai mesaje constructive și sfaturi bune. Am reușit să scot spirele care erau în scurt de pe acest motor, da? Să rămână decât bobinele, da? Am chinuit puțin că erau acoperite cu lac și nu le vedeam, dar am reușit într-un final. Deci are, eu am zis cam 5 mm, dar cred că are în jur de 7 mm. Haideți să-i facem test, să vedem ce și cum. Voi porni aparatul de măsură. La 1500 de ture. Acesta are 195 de volți, 51 de herți. Da? Dar avem aici două condensatoare. Am probat și cu unul și cu celălalt. Dacă voi pune pe acesta, asta cred că e de 20 de microfarazi și acesta e de 45 de microfarazi. Nu mai o pune atât de multă de rezistență motorul, nici nu se încălzește foarte mult. Haideți să punem condensatorul să vedem ce se întâmplă. Condensatorul avem 248 de volți, 51 de herți la 1536 de ture. Haideți să dăm încerc la 1500. 1511, 1500. Deci 244, 50. Cu acesta de 20 de microfarazi. Acesta de 45 de microfarazi. Avem 263 de volți, 50 de herți. La 1500 de ture. Acesta nu s-a încălzit deloc, momentan nu are o sarcină. Îl lăsăm pe acesta aici.
haideți să-i punem și sarcina. O să punem lampile incandescente plus un bec de 100 de wați. A scăzut tensiunea la 226 de volți cu 50 de herți. Da? Și avem, vedem și ce... Avem 2 amperi în cap, 201. Deci, practic, am avea undeva la 450 de wați consumul pe motor acum. Acesta nu s-a încălzit foarte tare, e puțin călduț. Și avem 2 amperi cu 224 de volți. Consumul motorului, care acesta a început să se încălzească destul de bine. Avem o priză inteligentă pe el. Avem 1000 de wați consum pe acesta, cu toate că el e de 550 de wați. Iar a început să frigă un pic. Da? Acesta e călduț. Deci acesta, dacă este acționat de un motor pe benzină sau pe motorină, poate fi lejer folosit ca un generator. Și cum au spus toți, 450 de wați, cum este acum conectat la el, se încălzește un pic, este normal, dar nu îl supra-solicită. Acesta deja frige. O să-l opresc ca să nu-l ard. Mulțumesc încă o dată pentru sfaturi și pentru intențiile dumneavoastră bune. Vă aștept să urmăriți și celelalte clipuri. O zi bună!